Leonida Belger, candidatul UNPR la primăria Limpeza, a trezit peste noapte cu casa și mașina pline de mesaje care îndeamnă alegătorii să voteze cu primărița Elena Mosor, candidatul USL. Tensiunile dintre cei doi candidați la primăria Limpeza sunt cunoscute de ani de zile. Alegătorii nu văd cu ochi bun ce s-a întâmplat, pentru că nu prin distrugere se face campanie electorală. Foarte rău, foarte rău din partea care organizează treburi din ăștia. Se scrie pe păreți și pe... înseamnă că nu sunt ei bine, cum să spui, la cap. Sunt niște mizerabili. Nu mi se pare normal, dar nu știu eu ce au zis. Pe mașinile pe care parchează în anumite locuri, scrie cu vopsea oamenii noaptea. E ceva nemaipomenit în comuna Limpești.